Au fost prezentate câteva variante de traseu la analiza multicriterială pe care am avut-o, variante care nu puteau fi acceptate de, de noi. Vorbim de o alocare potrivit planului investițional de 1,5 miliarde de euro, iar propunerile cu care. Erau de 8 miliarde, dacă nu mă înșel. 8, chiar 9 miliarde de euro, sume de bani pe care statul român nu și le putea permite pentru astfel de autostradă. Adică pe o analiză cost-beneficiu, nu era justificată și nu poate fi justificată din fonduri europene o astfel de abordare. Drept pentru care am avut discuții ulterioare nenumărate cu uh, proiectantul lucrării, și în momentul ăsta ne-a fost uh, introdusă, uh, trimisă o nouă variantă de traseu care ar corespunde din punct de vedere valoric. Astfel încât să poată să fie și implementat ulterior în execuție acest contract. De unde ar merge? Care este acest traseu? Um... Depinde foarte mult cât din DN1 va fi utilizat și modernizat, astfel încât să poată să fie folosit pe tronson de autostradă. Dar undeva evaluarea este între 3,8 și 4,5 miliarde. Oricum, s-a coborât la mai puțin de jumătate față de estimările inițiale. Și până când se va realiza acest proiect? Bucureștenii, cei care merg pe Valea Prahovei, ce vor face? Vor merge în același ritm de melc pe DN1, de la, dinainte de Comarnic până la Predeal? Din păcate să știți că și eu sunt unul dintre cei care tranzitez Valea Prahovei, parte din familie fiind în județul Brașov. Și de fiecare dată când fac acest drum către rudele noastre, am o strângere de inimă din cauza valorilor de trafic foarte mari și a timpului petrecut în, în mașină. Nu avem o soluție în momentul acesta clară, dar, pe de altă parte, am semnat protocoale cu județul Prahova, astfel încât să se realizeze uh, trei variante ocolitoare ale principalelor localități tranzitate de pe valea Prahovei, astfel încât aceste variante ocolitoare să asigure fluența traficului și diminuarea punctelor de conflict respectiv timpii de staționare pe DN1 vor fi mult mai scurți. Și mă refer aici la Comarnic, varianta ocolitoare pentru localitatea Comarnic, varianta ocolitoare pentru Sinaia este în momentul de față, deci nu avem o problemă. Vom realiza pentru Sinaia la intrarea și la ieșirea din localitate pasaje de nivelate, astfel încât să nu mai existe acel punct de conflict cu cedează trecerea de pe varianta ocolitoare Ocolitoare. Mergând mai sus, ajungem la Bușteni, unde va fi o variantă ocolitoare, și la Azuga.